Foarte drăguț. Ramona, ne spune cum stăm cu vremea și de ce avem coduri încă? Trebuia să vină vara. Bună dimineața din nou tuturor. Într-adevăr, plecăm într-o nouă săptămână cu vreme, aș putea spune, ușor nepotrivită pentru această dată. Și spun acest lucru pentru că, așa e, cum ai spus și tu, meteorologii au emis aceste două coduri, galben și portocaliu, de ploi torențiale, instabilitate atmosferică, fenomene electrice și poate chiar și căderi de grindină. Aceste fenomene vor fi prezente în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile au scăzut destul de mult pentru această perioadă. Avem maxime cuprinse între 16 și 29 de grade, mai cald se anunță în partea de sud și sud-est a teritoriului, dar chiar și aici cerul va fi mai mult acoperit. Vor fi și momente însorite. Mâine, poi mâine de asemenea, vor fi precipitații în mare parte din țară, temperaturile rămân la fel de scăzute, nu depășim 28-29 de grade, poate chiar foarte scăzute în partea de sud și vest și prin nord, așa cum avem și astăzi maxime de până la 20-21 de grade. De miercuri sperăm ușor-ușor să reducem aceste precipitații, iar temperaturile să fie în creștere așa cum e normal pentru vară. Vezi?